Proiectul cu finanțare europeană prin care se face reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie a zăcut ani de zile în Sărtare. Proiectul a fost depus în 2009 și abia acum a primit finanțare. Restaurarea clădirii care găzduiește Muzeul de Istorie costă 60 de milioane de lei. Consiliul Județean Suceava va contribui cu 300 de mii de lei. Contractul de finanțare va fi semnat în luna septembrie. Până atunci se pot organiza licitațiile de achiziție. Această valoare foarte mare a ajuns la acest nivel datorită faptului că această clădire are deja peste 100 de ani de vechime, de existență. Necesită o serie de lucrări, de consolidare, de reparație, de extindere, de modernizare chiar, dar care evident să țină cont de profilul inițial pe care l-a gândit arhitectul austriac Johann Büchner. Foarte pe scurt, vreau să vă spun că parte din lucrările care le avem în vedere sunt legate de accesul în clădirea muzeului și, întrucât v-am spus la început, că avem acceptul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a proceda la licitația de execuție. În scurt timp vom putea să prezentăm și schițe și planșe și releveie care să ne facă să înțelegem mai bine cum va arăta această clădire, dacă vreți, etalon a Sucevei. Fără dar și poate, edificiul care găzduiește Muzeul de Istorie din municipiul Suceava trebuie restaurat. Clădirea prezintă risc seismic. Fiind o clădire veche, sigur, ea a mai suportat lucrări de restaurare, însă în acest moment prezintă un risc seismic foarte accentuat. Este practic una din clădirile cu mari probleme de structură din oraș. Lucrările din anii, sfârșitul anilor 70 până în 1980, se pare că au accentuat o serie de probleme structurale ale imobilului, pe de o parte. De altfel, în mai toate sălile de expoziție, pereții au crăpat, iar aspectul se vede cu ochiul liber. Ne aflăm în prima sală de expoziție a Muzeului de Istorie din Suceava. Așa cum puteți vedea și dumneavoastră în spatele meu, timpul și-a pus puternic amprenta peste această clădire. Pereții sunt crăpați. Tot în această sală se regăsesc și cele mai vechi și mai prețioase obiecte descoperite în județul Suceava, obiecte care datează din Neolitic. În total, Muzeul de Istorie din Suceava găzduiește peste 400.000 de piese de patrimoniu. Este vorba despre colecții arheologice, numismatice, fonduri memoriale și documentare, cărți, reviste, manuscrise, partituri, arme, uniforme, obiecte de uz casnic, podoabe aparținând diferitelor epoci istorice. Toate aceste obiecte vorbesc despre istoria Moldovei și au o valoare inestimabilă. Ei bine, cel mai probabil, în toamna acestui an, fiecare piesă în parte, indiferent de cât de fragilă este, va trebui împachetată și depozitată în cutii. În perioada restaurării muzeului, toate piesele de patrimoniu vor fi mutate într-o altă clădire. Problema este că nici măcar o parte din comoara muzeului nu este asigurată așa cum prevede legea. Vom găsi un regim prin care Muzeul Bucovinei, inclusiv al unui model de vedere, să primească pe o perioadă de termen bine definită, pristabilită, facilitatea de a fi depozitar legal. Deci avem în vedere inclusiv acest aspect, pentru că, într-adevăr, trecerea din zona de patrimoniu, din zona de tezaur, într-o altă zonă, presupune și riscuri, dar trebuie să găsim soluții, pentru că ar fi păcat acum să ne blocăm pe o chestiune de administrație într-un proiect așa de important. Lucrările de restaurare a Muzeului de Istorie din Suceava trebuie finalizate până în anul 2015.